Ca urmare a obligativității purtării măștii de protecție și în spații deschise, instituite de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență pe întreg teritoriul județului, măsura are efect și în municipiul Buzău. Ba mai mult, deși este obligatorie de mai multă vreme, purtarea măștii în interiorul pieței centrale a devenit regulă pentru toată lumea. Prin decizia ISU, piața centrală a fost definită ca spațiu închis aglomerat, motiv pentru care și Societatea Piețe, Târguri și Oboare încă de ieri a luat noi măsuri suplimentare în piața centrală, astfel încât accesul se va face pe circuite separate de intrare-ieșire, au fost redefinite aceste circuite. S-a luat măsura termoscanării tuturor celor care intră în piața centrală și totodată se fac verificări stricte ca toți cei care au acces în incinta pieței centrale să poartă mască, fie că vorbim de comercianți, fie că vorbim de cumpărători, dar și de proprietarii spațiilor comerciale adiacente pieței centrale. Deși au primit nenumărate solicitări pentru deschiderea talciocului de la Drăgaică, edilii au decis ca târgurile buzoiene să rămână închise. Nici nu se pune problema deschiderii acestor târguri, având în vedere restricțiile noi anunțate de autoritățile sanitare, dar și de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Nu se pune problema redeschiderii talciocului buzoian și nici a oborului. Acestea vor putea fi redeschise doar după ce restricțiile aflate în vigoare în prezent vor fi ridicate. În spațiu liber, purtarea măștii de protecție este obligatorie în toate locurile aglomerate. Nerespectarea regulilor impuse va atrage aplicarea de sancțiuni contravenționale prevăzute de lege.